Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Dragi prieteni, ne aflăm la o nouă ediție de Vorbă cu Antreprenorii și astăzi l-am invitat pe un prieten vechi, un prieten pe care l-am cunoscut prima dată când m-am dus la o conferință mare, mare de IT. L-am cunoscut pe trenul Timișoara-București. E un om care de atunci a crescut foarte, foarte mult. O companie de 2 oameni sau 3 oameni când erau în momentul respectiv, a ajuns o companie care are în acest moment un fond mare de investiții în spate, are peste 100 de oameni care lucrează, cu care lucrează împreună și este unul din antreprenorii pe care îi respect cel mai mult, antreprenorii din IT ai României. L-avem alături de noi pe cofondator 123 Contact Form și CEO-ul acestei companii, Florin Corneanu. Bine ai venit! Bine, Florin, te-am găsit. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mulțumesc. Și tu? Foarte bine, suntem aici la tine, în ogradă. Se vede și pe geam că circulă mașinile aici în Timișoara. Prima întrebare pe care o adresez antreprenorilor de succes este: de ce antreprenor? A trecut ceva vreme, dar cred că e o chestie din sângele fiecăruia. Eu am început vânzând ardei în piață cu bunica și... La ce vârstă era asta? Păi, probabil de când am început să merg, cam pe acolo. Sigur, la 5 ani eram deja în vârful tarabei în piață. Și chestia asta m-a făcut să îmi doresc tot timpul un business propriu care să crească și să văd că iese ceva din mâinile mele. Foarte, foarte frumos. Să știi că și eu am văzut, apropo de piață, chiar... poate vă întrebați de ce sunt cu tricoul ăsta pe care scrie vânzător. Tocmai am avut aici împreună cu echipa lui Florin, am jucat un joc Sellification și într-adevăr cred că abilitatea de a vinde a unui antreprenor este o abilitate importantă și eu mi-am aduc aminte, tatăl meu a fost în locul bunicii tale, cel care m-a inspirat să dezvolt aceste abilități care până la urmă sunt importante pentru orice antreprenor. Hai să luăm totuși cu începutul. Să vedem care a fost parcursul tău, pe scurt, nu facem sigur, o poveste foarte lungă, dar aș fi curios care a fost parcursul tău antreprenorial de la finalizarea facultății până astăzi. Sigur că da. De fapt, din timpul facultății împreună cu Tudor, asociatul meu, am avut mai multe proiecte online, am făcut site-uri, am făcut produse soft care le-am vândut și am testat cumva apele să vedem ce înseamnă internetul într-o vreme în care nu exista luxul de acum cu internet broadband în fiecare casă. Totuși ne-am dat seama destul de rapid că nu avem suficienți bani să trăim din așa ceva. Și ne-am angajat la terminarea facultății, am lucrat la multinaționale din Timișoara. Deci ați fost și angajați la un moment. Sigur, sigur. Ați fost antreprenori angajați și... Și de fapt antreprenori în paralel, pentru că veneam acasă la ora 5-6 și în loc să ies în oraș, mai băgam așa o tură până la 12 noaptea în care încercam să ridicăm proiectele. Ne propusesem un target: în momentul în care vom câștiga din antreprenoriat cât salariul de la corporație, ne vom lăsa de lucru. Da, asta este un moment. Să știi că am, până acum am intervievat, cred că peste 50 de antreprenori. Chiar recent cred că a apărut interviul cu numărul 50. Deci și majoritatea dintre ei au pornit dinspre o angajat spre antreprenor. Și unii dintre ei chiar au avut și ei acest target. Dacă depășesc, când îmi dau demisia? Care e momentul ăla? Așa e. Și să știi că e un avantaj, pentru că fiind angajat, cumva cunoști ambele lumi. Și după aceea, noi chiar am importat în compania viitoare lucruri care ne-au plăcut în timp ce lucram. Aici vorbim de multe ori de procese sau de procese, structuri, de atitudine față de oameni, de tipologia oamenilor care îi cauți, pentru că în multinaționale e mai complicat. Chiar Cristian Omețiu, unul dintre mari antreprenori al României, la fel ca și tine, de altfel, mi-a spus că după ce a lucrat și el într-o multinațională, și-a dat seama cât de mult l-au ajutat faptul că acolo aveau proceduri, procese foarte bine structurate, pe care după aceea el chiar le-a aplicat în compania lui, în compania Lifecare. Da, da, confirm, într-adevăr, e o pistă bună. Ok. Când a venit acel moment în care ați făcut switch-ul? În cazul nostru a venit în momentul în care mi s-a cerut să preiau încă o echipă în cadrul multinaționalei. Eu, desigur, cu muncă și pasiune, urcasem un pic de la developer la team lead. Și am ajuns într-un moment în care a trebuit să aleg ori antreprenor,
ori dedicat 100%. Deci momentul oarecum a fost forțat de, da, de către, da, faptul că a, da, primit o poziție nouă, exact, în multinațional. Exact. Să știi că poate unii dintre cei care ne ascultă sau poate unii dintre noi ar fi spus, da, mai bine câștig mai mulți bani la multinațională, dă-l naibii de antreprenoriat, hai să... Îți confirm că mulți ani din acel moment mi-am dat seama că voi câștiga mai mult, aș fi câștigat, pardon, mai mulți bani lucrând la națională, da? Pentru o vreme, mă gândesc. Da, da, acum, da. Pe de altă parte, am zis în momentul respectiv, ok, gata, hai să ne lăsăm de lucru, hai să muncim de acasă. Eram plin de entuziasm, aveam vreo 3-4 proiecte pe care le rulam în paralel și aduceau o sumă consistentă. Ei, problema a fost că în vreo 6 luni, cel puțin 2 din ele s-au dus de tot și am ajuns să câștigăm cam 10-20% din salariul de multinațională. Wow, și cum ați supraviețuit? Am avut mare noroc că a început campionatul european de fotbal și m-am uitat la toate meciurile. Asta e ce am făcut. Câteodată e bine să faci o pauză. În momentul respectiv s-a terminat campionatul european și am zis ok, hai să mai încercăm până în ianuarie. Norocul a făcut că unul din proiectele care le aveam în acel moment, acel script de construit formulare web, a început să aibă primii clienți recurenți, primii abonați. Și în ianuarie deja aveam vreo 30-40 de abonați și cumva am văzut potențialul. Ne-am hotărât, da, a fost mult noroc la mijloc, îți spun sincer, că dacă se întâmpla mai târziu chestia asta... Totuși, ce-a făcut că ceva s-a întâmplat? Ce-a făcut să aibă totuși 30-40 de clienți care îți plătesc constant o sumă de bani pentru un creator, un builder de formulare? Trebuie să știi cum să intri pe sub... Asta e o chestie interesantă, că e greu să conștientizezi cu liniuță tot ce ai făcut, pentru că de fapt e un cumul de cunoștințe și experiențe care se adună an de an și la un moment dat ajungi să faci la nivel automat niște lucruri și mie mi-e chiar greu să-ți spun, da, bine, aș putea să-i număr, am făcut marketing online cum am putut, am construit articole, le-am pus pe net, am făcut SEO, ne-am inspirat din competiție, dar nu sunt lucruri care, nu știu, să umplu... Și poate nici nu le-ați gândit super strategic, ci a fost ceva de genul, simt că asta se întâmplă, da, hai să vedem dacă facem asta ce se întâmplă. Nu? Categoric, deci strategia a fost ceva complet străin în momentul respectiv, a depins mult de ce am văzut și instinct. Deci am văzut de multe ori această strategie, dacă vrei, try and error sau strategia datului cu capul de pereți până reușești, e o strategie care, cel puțin la început, se aplică foarte mult în companie. Aș fi curios cum a trecut sau când a fost momentul când ați trecut de la asta la o strategie care într-adevăr să fie sustenabilă. A existat un aha moment, ca să spun așa. În 2010 deja câștigam aproximativ 5-7 mii de dolari pe lună ca și business, ceea ce pentru două persoane stând de acasă... Erați doar noi doi atunci, da, în 2010. Da, era arhisuficient. Dar ne-am pus întrebarea ce facem mai departe. Puteam să continuăm tot în același ritm și, nu știu, să ajungem la 10.000, puteam avea casă, mașină, dar ne-am dorit mai mult și aici cred că a fost acel sâmbure. Și mai mult nu se referă întotdeauna la bani. Nu, cât uși de puțin. Mai mult în a face ceva cu mâinile tale, ceva care să crească, să ai satisfacția aceea profesională și umană cumva în tine îndeplinită. Și ne-am dat seama că ne lipsesc niște chestii esențiale. Noi aveam chef de muncă și pasiune, dar era know-how acela de business care, indiferent cum îl iei, lipsea. Am încercat ideea unui consultant care n-a văzut potențial, ghinionul lui, și așa l-am găsit pe Adrian, care a intrat ca late founder la noi în companie. Adrian de la Oradea. Da, Adrian Ghear, angel investor în momentul de față. El a venit cu acel know-how de business, noi am îmbrățișat cunoștințele lui și cumva l-am susținut și am îndeplinit tot posibilul ca acest deal exact să funcționeze cât mai bine. Exact. Și ca să-ți faci o idee, inclusiv din acel moment am hotărât că în afară de un salar absolut modic, apropo de bani, tot orice alt revenue se reinvestește în companie. Și nu... Dintr-o dată v-ați dat seama că banii companiei nu sunt banii noștri. Da, asta a fost un moment foarte ciudat. Da, să știi că lumea n-are cultura asta. Câteodată mai trebuie să explic și angajaților noștri că nu sunt banii mei, sunt banii companiei. Ideea e că împreună cu Adrian am refăcut produsul, am regândit-o la nivel de strategie. Ați reîmpachetat, știu că a fost reîmpachetarea produsului vostru. Reîmpachetarea nu se referă neapărat, pentru cei care ne urmăresc, nu se referă la faptul că l-ați băgat într-o anumită cutie, ci i-ați dat o formă care să fie mult mai comercială și mai ușor de înțeles de către cei care... Exact.
Și poate cel mai important lucru la nivel strategic a fost schimbarea aceasta de mindset. Adică am zis, ok, let's make a business out of it. Adică hai să creștem, să iasă o afacere din toată treaba asta. Asta iarăși e un lucru important și chiar mai devreme am discutat, chiar în trainingul Zelification, am discutat de cât de importante sunt credințele pe care tu îți construiești ceea ce urmează să faci. Exact. În acel moment am început să și angajăm. Primii angajați au apărut prin 2011 și din acel moment am crescut, ajungând în momentul de față la o grămadă de oameni cu clienți din toată lumea. Știu că a mai fost un moment important. A fost momentul în care a venit un fond de investiții și mai mare care a intrat în business. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta și dacă cei care ne urmăresc poate sunt în stadiul în care au nevoie de așa ceva, cum ar trebui să procedeze? Asta e o chestie un pic mai complicată, ca să zic așa. Noi am gândit-o în felul următor. Ajunsesem deja la venituri de peste $1,000,000, era un milestone care l-ați depășit, era $1,000,000. Exact. Și asemenea momentului din 2010 am zis, ok, ce urmează? Puteam să facem, nu știu câți ani, 2 milioane sau oricum puteam să trăim liniștiți din banii aceștia ca fondatori, dar din nou ne-am dorit să facem mai multe și nu raportat la bani, ci raportat la ceea ce iese din mâinile noastre. Și un fond de investiții a fost alegerea cea mai bună. Ne-am luat câteva măsuri de precauție, adică n-am mers către investitori străini, pentru că vroiam să fie o persoană mai apropiată care să relaționeze la nivel cultural cu noi. Și fondul 3TS Capitalie din București, îl avem pe Marius Ghenea în bord. Marius Ghenea este bordul, reprezintă bordul și cred că și cel care va asista din câte zile. Exact. Investiția a fost de peste €1,000,000 și pot să spun că pentru noi a meritat. A intervenit din nou o schimbare de mentalitate. Dacă înainte, deși aveam bani, nu ne băgam să dăm, nu știu, 5-10 mii de euro pe reclame AdWords într-o lună, pe principiu, măi, dar îi pierdem, nu dădeam... Asta iarăși este un mindset pe care l-am observat, scuze-mă că te întrerup, e un mindset și aș vrea să insist aici, pentru că de multe ori unii dintre antreprenori văd investiția în marketing ca și o pierdere, exact cum spune tu, mindset-ul de pierdere. Alții, din potrivă, își fac calculele și observă, ok, dacă bag 10.000 în AdWords și câștig 11.000, este o pierdere sau un câștig? E un câștig, eu categoric. De euro. Totodată ai și acel awareness care după aceea poate porni acel bulgăre care după aceea să-ți explodeze business. Exact. În cazul nostru, noi cumva nu ne-am dat în spate să cheltuim pe marketing. Ca să-ți faci o idee, al treilea angajat al nostru a fost om de marketing. În general, în Timișoara, lumea caută programator să faci produsul și asta e tot. Hai să scot în evidență un lucru pe care eu știu. O echipă bună se spune că e echipa de VIP-uri. Adică ai un vânzător, ai un implementator și ai un project manager. VIP. Vânzător, implementativ. Voi aveați toți trei. Deci aveați echipa de aur cu care se spune că la un moment dat e nevoie și de un S ca să facă sinergia între cei trei, mai ales când încep să se... Acolo depinde de calitățile fondatorilor, știi, exact. Cum ține grupul unit. Contează foarte mult, într-adevăr, valorile cu care vin la masă fondatorii. Și? Ideea e că fondul de investiții, schimbându-ne mentalitatea, am pornit pe obiective de creștere, nu atât de eficiență. Și ca să-ți faci o idee, în momentul de față cheltuim aproape $80,000 pe lună pe AdWords, bani care cu toți banii din bancă nu i-am fi cheltuit mai de mult, pentru că ne gândeam că, nu știu, cum construim un sediu de banii aia. Exact. Dar lucrurile merg bine, creștem cu 50-70% de la an la an și suntem în target pentru o creștere interesantă. Foarte, foarte frumos. Știu că e o experiență mare. Și s-a văzut și se vede, pentru că conduce o afacere care valorează milioane de dolari. Întrebarea mea e simplă. Dacă ar fi pe super scurt, 30 de secunde pentru fiecare, 3 sfaturi pe care ar trebui să le urmeze sau 3 sfaturi care pe tine te-au ajutat și care ar merita pentru cei care ne urmăresc. Sunt antreprenori la început de drum, sunt antreprenori care au business-uri medii sau business-uri mari, 3 sfaturi care ar merita să țină cont cei care ne urmăresc. Ok, pot să spun că din punctul meu de vedere,
cel mai important lucru în orice companie, în orice startup, e echipa din spate. Echipa. Da. Și e tricky, ca să spun așa, pentru că în anumite stadii ale companiei ai nevoie de anumiți oameni cu anumite seturi de skill-uri și când crești ai nevoie de alți oameni sau oamenii de dinainte trebuie să facă pasul să evolueze. Sau să-i schimbi. Exact. E o lecție care eu am învățat-o pe pielea mea și a fost destul de dură, ca să fiu sincer. Super. Echipa. Doi. Echipa. Evoluția echipei, mai exact. Exact. După aceea, produsul. Oricum stai să o iei, dacă n-ai un produs bun. Și problema e că noi am conștientizat după 5 ani că eu și cu Tudor nu avem cunoștințele necesare să facem un produs suficient de bun. Asta e realitatea crudă. Și cum ați adus knowledge-ul respectiv? Prin echipă. Am adus oameni care știu să facă UX, știu să facă marketing, știu să facă, adică oameni. E aici o vorbă care poate merită menționată și, în general, antreprenorii poate nu plac. Eu tot timpul zic că jobul meu ca și CEO este să aduc oameni mai buni decât mine. Genial. Și genial. Asta e adevărul. Asta e un lucru care mulți, da. Știi, e partea aia de ego care poate nu ne dă voie zi, băi, cum să aduc oameni mai buni ca mine, că o să-mi ia loc. Bine, aici merge la pachet cu o chestie, că altă treabă, cum să spun, eu nu vreau să le, nu trebuie să le arăt tuturor că eu sunt mai deștept, nu, ăsta e obiectivul meu. Eu am o părere foarte bună despre mine, dar scopul meu nu este să le arăt lor că sunt cel mai deștept, ci să fac lucrurile să meargă. Inclusiv Andrew Carnegie a fost întrebat la un moment dat, stai puțin Andrew, dar cum ai 41 de milionari, că nu-ți milionari, nu, miliardari în dolari, și în momentul respectiv era greu să ai milionari și miliardari în dolari în Statele Unite. Deci cum ai reușit să ai 41? Zice, când i-am luat, nu au fost niciun milionar. Ideea e că am luat oamenii potriviți cu talentele potrivite care și le-au dezvoltat și eu le-am creat doar cadrul ca ei să se dezvolte. Da. Și cel de-al treilea aspect e faptul că tot timpul trebuie să te adaptezi. Adaptare. E cea mai importantă. Cred că poate sunt norocos și ține un pic de nu știu, de ce-i în mine și cum am fost crescut, dar și din experiență, desigur. Dar pur și simplu ești cu ochii deschiși, te uiți în jur și când ceva ți se pare că nu merge bine, încerci să faci să meargă mai bine. E poate mai dificil de explicat și nu e o rețetă universală. Așa este. Dar, na, din păcate și din fericire, noi am schimbat multe lucruri de-a lungul timpului și chiar unii fac planuri pe 2-3 ani, eu n-are rost să le fac, pentru că știu că poate în 6 luni trebuie să ne schimbăm, să ne adaptăm într-o mare măsură. Florin, care crezi tu că e abilitatea numărul 1 unui antreprenor? Sincer, capacitatea de adaptare. Adaptare, adaptabilitate. Pentru că trebuie să te adaptezi la nevoile clientului, cum am învățat și astăzi, nu? Trebuie să te adaptezi la situația din teren cu oamenii. Ai un om bun, poate mâine îți pleacă, ce faci? Pui lacătul? Nu, cauți un alt om bun, manageezi situația încât să meargă lucrurile mai departe. Ce urmează la 1-2-3 contact, pe scurt? Mergem spre enterprise. În momentul de față atacăm câteva verticale interesante și adevărul e că în lumea enterprise sunt banii. Acolo îmi doresc să ajungem și cred cu toată tăria că în 3-5 ani vom fi un jucător important în piața asta. Mulțumesc tare, tare mult pentru acest interviu. Mi-am dorit de mult să ajung aici la voi și să facem acest interviu. Interviul de vorbă cu antreprenorii la această emisiune online, care deja încet, încet devine și emisiune televizată, pentru că sunt unele televiziuni care ne contactează să ne întrebe, vă putem redifuza această emisiune? Dacă ar fi să ne lași cu un gând de final, ceva care să fie poate inspirațional pentru cei care ne urmăresc, ceva mic, o gemă. O gemă. Sigur, nu vă fie frică să încercați ceea ce vă doriți să faceți, pentru că după aceea veți regreta că n-ați încercat. Super, a fost pentru noi Florin Corneanu, CEO 1-2-3 Contact Form, o companie de care cu siguranță veți auzi din ce în ce mai mult. Mulțumesc mult, Florin! Cu drag! Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.